Am revenit, doamnelor și domnilor, în această seară la Ora de Economie împreună cu domnul Adrian Vasilescu, dumnealui consilier de strategie monetară, financiară pentru domnul Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României. Discutăm despre lucrurile cele mai importante care au legătură cu economia noastră și, sigur, le putem vedea întâmplându-se în timp real în viața de zi cu zi, ne afectează pe toți și au legătură cu noi cu toți. Domnule Vasilescu, spuneam că vă rog să continuăm pe ideea. Mesele de lucru ale strategilor a ajuns cărțile lui Keynes. În secolul al XIX-lea, cam pe la începutul lui, după războaiele lui Napoleon, au fost un șir de crize. Malthus a făcut analiza acestor crize și a tras concluzia că atunci când oamenii nu mai doresc să consume așa cum au mai consumat, se produce un declic. Oamenii, dacă nu mai consumă, fabricile nu mai produc. Începe să scadă producția, începe să fie dați afară oameni, să se reducă personalul și așa mai departe. De aici criza. Malthus a explicat atunci că asta este cheia crizei. Ricardo, prietenul lui, tot un mare economist al vremii acelea, a susținut că Malthus spune o prostie, pentru că important este ce spune francezul Say, în ideea, în mintea căruia exista această teză, că producția își provoacă propria cerere. Își produci, bine cererea, producția se cumpără, lucrurile merg bine. Producția își provoacă propria cerere. Este foarte tare fraza. Asta era ideea lui. Malthus a fost învins în perioadă și a rămas învins în istorie un secol. Până când, după un secol, a apărut Keynes, care l-a reabilitat pe Malthus, spunând că asta au crezut clasicii economie, că echilibrul economic se produce de la sine. Nu. Echilibrul economic se produce cu muncă multă, cu gândire multă, cu viziune și cu eforturi teribile. Și că, de foarte multe ori, piața liberă, nu mai poate să facă față singură și atunci trebuie să intervină guvernul. Să intervină guvernul pentru că important pentru producție este consumul. Ca să consumăm mai mult, consumatorii din rândurile populației, din gospodării, trebuie să vină să cumpere pe piață. În timpul provocării cu blocurile turn din 2001, foarte mulți americani, în nebunia aceea, au rămas în casă, se uitau la televizor, era Greenspan, guvernatorul al Fed-ului, el a ieșit la televizor și a făcut pur și simplu un apel călduros la populație, spunând așa: stați în casă, stați cu fața la televizor și cu spatele la magazine, la economie, la tot ce înseamnă viața economică în țara asta și produceți criză. Ieșiți din casă, mergeți la cumpărături. Ăsta a fost mesajul fierbinte al lui Greenspan în zilele acelea. Deci oamenii au fost temători să nu se mai întâmple ceva similar și au stat în casă, nu au mai cumpărat, nu au mai mers în economie. Da. Și suficient ca o zi, două, cinci să nu mergi în economie și să contracți economia. Asta spunea Keynes atunci. Când nu se mai cumpără, cine susține cumpărăturile? Populația. Cine mai susține? Ei, în piața liberă, mâna invizibilă, atât. Dar când piața își pierde ritmul, când piața face greșeli, când piața are de suferit, atunci statul
Asta era teza lui Keynes, trebuie să intervină. Friedman a fost pe invers. A fost vremea lui Friedman, dar acum a venit vremea lui Keynes, pentru că e nevoie de consum. Și ideea lui Keynes este că guvernul, atunci când populația și viața economică nu reușește să urce consumul, trebuie să intervină guvernul. Prin investiții sau cum să intervină guvernul? Prin investiții, dacă se poate. Și tocmai de asta noi ținem foarte mult la fondurile europene, pentru că ele vin să sporească investiția. Și dacă vă uitați în PIB, unul dintre factorii care au dus foarte mult acest PIB în sus, așa, la 2%, dar unul dintre cele mai bune din Europa, PIB-ul ăsta a fost crescut pe fonduri europene. Deci, injecția banii europeni? Investiții. Dar nu ajung investițiile. Și atunci trebuie să crească consumul. Dacă populația nu mai poate să împingă înainte consumul, trebuie să intervine guvernul. Din ce intervine guvernul? Din buget. Iar bugetul nostru e în suferință. E în suferință, în primul rând, din cauza nivelului la care se ridică veniturile în buget. Veniturile în jur de 17% din PIB, raportate la PIB, reprezintă unul dintre cele mai de jos niveluri din Uniunea Europeană. Și normal de aici apare deficitul, care creează foarte multe probleme în economie. Deficitul bugetar, cărțile formulează tot felul de definiții pentru deficitul bugetar. Dar definiția cea mai plastică și mai corectă este nivelul venitului, până unde merge el, și mai departe, cu cât se poate împrumuta o țară. Ăsta e deficitul. Cu cât se poate împrumuta o țară. Și nu este floare la ureche să spui, ce mare lucru. Deschidem ușile și vin împrumuturi. Nu e așa. Împrumuturile, cu cât deficitul e mai mare, împrumuturile sunt mai scumpe. Pentru că nivelul la dobânzile, la împrumuturile externe, cresc. Acolo unde... Presiunea e mai mare, sigur că da. Presiunea e mai mare și unde deficitul e mai mare, care trebuie acoperit. Deficitul e acoperit din împrumuturi. Împrumuturi de la propria populație, împrumuturi din băncile din țară și împrumuturi din afara țării. E foarte complicat să asiguri și imposibil, cum vedem, să asiguri un excedent la un venit de numai 17% din PIB. Și atunci vă întreb, care e soluția ca deficitul să se reducă? Încearcă acum și vedeți câte discuție este în țară în legătură cu taxele. E nevoie pentru a schimba nivelul deficitului, de a-l micșora, e nevoie să crească în primul rând veniturile. Și taxele în două feluri. Că taxele pot fi făcute printr-un o lege de trei rânduri, care îți arată că nu știu ce taxe... Se mărește. Se mărește și gata. Asta e calea cea mai simplă. Dar nepopulară pentru un guvern. Nepopulară dacă te gândești că ai numai 17% din PIB, pe când nivelul european, la nivelul european este aproape de 30%. E cam puțin. De unde ar mai putea să crească veniturile? Păi, în primul rând, din profitul întreprinderilor. Noi suntem cu 1.000 de întreprinderi din 700.000, 1.000 de întreprinderi care duc greul economiei. Motoarele economice, cum ar veni, da. Și foarte multe alte întreprinderi care mizează pe capital negativ, adică
datoriile lor sunt mai mari decât întreaga lor avere. Lucrurile astea trebuie să se schimbe. Nu mai pot merge așa. Sigur, sunt chestiuni, domnule Vasescu, sunt chestiuni foarte serioase și foarte uneori greu de gestionat în mod evident de către și de către guverne, pentru că am văzut guverne care nu vor să ia măsuri nepopulare de frica electoratului, pentru că acum e un an de alegeri și în anii de alegeri am văzut că guvernul se ferește să ia măsuri nepopulare, dar uneori benefice și pentru populație pe termen lung, dar și pentru țară. Revin imediat, merg către colega mea Florin Stoian, pentru că emisiunea La Zi începe în doar 20 de minute, o emisiune foarte importantă care tratează teme politice și în această seară vom discuta despre, adică colega mea va discuta despre niște chestiuni foarte importante, despre ceea ce se întâmplă în România și cum s-a tranșat, de exemplu, situația la poștă. Mai sunt sau nu oameni în stradă? Bună seara, Flori! Bună seara, Adi, te salut pe tine și pe invitatul tău. Sunt multe chestiuni importante în România. În primul rând, la Palatul Cotroceni a avut loc o întâlnire de gradul zero, acolo unde președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Charles Michel și, evident, cu alți lideri europeni, printre care și Victor Orban sau alți premieri de state. O decizie importantă și o discuție cam, da, că ar fi despre strategia pentru Uniunea Europeană pentru următoarea perioadă, însă această întâlnire se suprapune peste anunțul Statelor Unite cu privire la susținerea pe care o oferă, evident, lui Mark Rutte la șefia NATO. Așa cum spuneai și tu, vorbim și despre greva de la Poșta Română care a încetat, o grevă care, după ce a încetat, evident, vine cu semnale bune pentru economie și anume pensiile vor ajunge la timp. Mai discutăm și despre reforme pe care le așteptăm de 30 de ani, o informație care vine de la premierul Marcel Ciolacu. Cu toate informațiile ne revedem la ora 20 la emisiunea La Zi, iar de la ora 21 vă aștept din nou în direct într-o ediție specială despre carieră de succes. Vedem ce presupune acest succes, dacă bani sau promovare la locul de muncă. Mulțumesc mult, Flori, pentru... vom urmări cu multă atenție emisiunile tale și de la 20 și de la 21. Mulțumesc și eu și o emisiune bună în continuare. Mulțumim frumos. Domnule Vasilescu, vina dumneavoastră... 2024, un an electoral în care guvernul nu ia măsuri nepopulare. Credeți că în 2025 va fi nevoie să avem măsuri de creștere a unor taxe pentru a reduce deficitul, pentru a regla și a pune bugetul pe un anumit echilibru? Cum credeți că ar trebui să discute, să fie discuție după 1 ianuarie 2025? Aici cred că intrăm deja în problemele Ministerului de Finanțe și n-aș vrea să trec peste un prag. Am înțeles. Eu nu vă întreb din punctul de vedere al BNR-ului mai mult decât, nu intru pe zona politică aici. Ați văzut că da. Banca Națională încă din toamna anului trecut a explicat că inflația a intrat pe un trend foarte bun, adică s-a transformat practic încă din ianuarie anul trecut în dezinflație și a mers treptat tot mai jos. Adică prețurile au continuat să crească, asta înseamnă dezinflația. Prețurile continuă să crească, dar cresc mai încet. Și prețurile, indiferent de discuțiile care sunt în spațiul public, în televiziune, în presă, inflația s-a transformat în dezinflație și dezinflația a mers continuu de la o lună la alta, așa mai jos. Se și văd, sunt produse care s-au ieftinit, adică se vede la raft treaba asta. Banca Națională a anunțat în toamnă că luna ianuarie acestui an va aduce o creștere, adică o ieșire, o coamă, o ieșire din ritmul de dezinflație, o lună de inflație. Și chiar a și subliniat, atât va fi, o lună. Cauza? Măsurile fiscale, anumite schimbări în tabelele de taxe. Așa a și fost. A crescut foarte puțin în ianuarie inflația, dar s-a întrerupt ritmul, însă în februarie imediat s-a continuat dezinflația. Și va continua.
tot anul acesta până în 2025. Domnule Vasiescu, am văzut și RCC-ul și roborul și românii sunt extrem de interesați și eu pot să zic aici pe nume propriu, am rate la apartament. Mulți dintre noi avem rate la apartament, la case. Am avut o rată de 1300 de lei, acum rata a ajuns la 2500, aproape 2500 de lei. Am văzut că scade, dar foarte sensibil. Când, din punctul dumneavoastră sau din opinia dumneavoastră, când se pot aștepta românii să vadă o scădere semnificativă a ratelor și, mai mult decât atât, o ușurare pentru creditare, pentru că băncile plâng în momentul de față, că nu mai vin oamenii să cumpere, să se împrumute, pentru că e foarte mare costul cu creditul. Foarte interesantă întrebarea dumneavoastră, sub două aspecte. Un aspect este că, într-adevăr, creditarea este importantă, la urma urmei și creditarea pe datorie sau bunăstarea pe datorie se bazează pe credite. Și este foarte importantă ca, e foarte important să avem într-o această țară o creditare sănătoasă. Dar mai este și un alt aspect. Singur a spus că aveți rate. Foarte mulți jurnaliști au rate. Și normal pledează pe ideea de ce se întâmplă cu ratele noastre. Toată lumea. Dar dacă am pune lucrurile la nivel general, cu plusul și cu minus, o să vedem că în ceea ce privește banii, dincolo de cei care s-au împrumutat la bănci și care, din punct de vedere economic, ei se numesc debitori, există și care sunt în jur de 2.100.000. Ăștia sunt creditorii, debitorii la nivelul țării. Băncile mai au relații și cu altă parte a populației, cu cei care sunt creditorii băncilor. Și ei sunt 11 milioane. Deci se face mult... Se discută foarte mult despre ce se întâmplă cu debitorii, dar se discută foarte puțin, dacă nu deloc, ce se întâmplă cu creditorii. Adică cei care își dau economisirea la bănci și băncile mai departe dau credite din banii celor care au economisit. Și este foarte important, pentru că aici ajungem la un indicator economic care se numește un transfer de bani de la cei care economisesc la cei care consumă sau investesc, și ăsta în economie, acest transfer se numește intermediere financiară. Intermedierea financiară intră pe 16 milioane de conturi în sistemul bancar, pentru că 11 milioane de persoane au 16 milioane de conturi în care depun. Și ei trebuie să fie sprijiniți, pentru că aici trebuie să recunosc, băncile pe cât pot reduc. A fost nevoite acum să dea drumul la dobânzile pasive, așa se numesc dobânzile pe care le primesc cei care creditorii. Ea ești numit creditori, pentru că sunt creditorii băncilor. Dobânzile astea sunt foarte mici. Au crescut foarte mult, totuși, în 2013, dar sunt în continuare sub rata inflației. Și acum, revenind la debitori, sigur că este important să avem credite mai multe, pentru că în continuare rămâne ideea bunăstarea pe datorie, pentru că nu putem în țara românească, mai ales atunci când vorbim despre investiții imobiliare, să gândim că oamenii pot să-și cumpere o casă sau un teren de casă din propriile economii. Cele mai multe case se vând pe credit. Pe credit. Din păcate, timpul nostru mai e foarte puțin, am 20 de secunde din câte am înțeles. E ultima întrebare, putem vedea o perspectivă a scăderii dobânzii cheie de politică monetară pentru a ușura creditarea și a avea rate mai mici?
Speranțe sunt, dar ați văzut că toate băncile, și Fed-ul, și BCE-ul, și Banca Angliei, rămân pe ideea că stăm să vedem ce se întâmplă în economie. Ce se întâmplă în economie și ce se întâmplă cu inflația. La nivel macro. La nivel global. Global, da. Nu macro-macro, dar la nivel global. La nivel global. Pentru că inflația asta nici n-a fost creată în această, n-a fost stârnită în această țară. Sigur că da. Și nici nu o să o învingem noi singuri. Mulțumesc frumos, domnule Adrian Vasilescu, mulțumim pentru prezență, mulțumim doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de această seară, ne revedem mâine la ora 21 cu o super ediție, e cineva tare care mâine seara va fi la noi în emisiune. Tuturor, seară bună! Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.